Bun găsit la emisiunea Vocile Iașiului, e o nouă emisiune de dezbatere electorală. Alegerile vor avea loc pe 5 iunie, un singur tur. Candidați sunt în număr de 10 pentru funcția de primar al municipiului Iași. Astăzi la Vocile Iașiului avem o dezbatere între Anca Preda, candidat independent la această funcție de primar al municipiului Iași, și Cătălin Bulgariu, care este susținător al candidatului PSD Mihai Chirica. Ambii invitați sunt consilieri, au fost consilieri și mai sunt consilieri locali în actualul mandat, care este pe care se încheie. Domnul Bulgariu candidează și doamna Anca Preda candidează și la nouă funcție de consilier local. Aș dori să vă întreb pentru început, dincolo de proiecte, dincolo despre care am mai discutat cel puțin cu Anca Preda și cu Cătălin Bulgariu de-a lungul timpului, dar nu în campania electorală, dincolo de proiecte, având în vedere că alegerile nu le câștigă un singur candidat tot timpul și că după alegeri încep celelalte lucruri, negocierile, vreau să vă întreb pentru început, cum credeți că se vor desfășura lucrurile după aceea? Cum veți colabora unii cu alții? Ce înțelegeți printr-o negociere politică și ce înțelegeți prin compromis politic atunci când se pleacă la drum? Anca Preda. Da, cred că a fost oportună prezentarea dumneavoastră, faptul că atât eu cât și domnul Bulgariu suntem candidați și la Consiliul Local, eu independent, dumnealui din partea unui partid. Discuția care cred că s-ar face ar fi aceea în situația fericită și foarte probabilă în care subsemnata voi fi consilier local independent și în noul mandat. În ce manieră înțeleg să formez majoritățile la nivelul Consiliului sau în ce măsură se vor forma, de partea cui presupunem să înțeleg, doriți să vă spun de partea cui o să încerc să fiu. Ca și în mandatul care a trecut, orice fel de discuție care a fost făcută și orice fel de negociere a avut în vedere interesul cetățeanului Iașului. Și aceasta nu este demagogie din partea mea, spunându-vă lucrul acesta. Cred că v-am obișnuit cu atitudinea mea corectă și imparțială din Consiliul Local. Aș vrea să nu uităm că atunci când a fost propus Mihai Chirica primar interimar, subsemnata am fost una dintre cei care a votat pentru ca dumnealui să fie primar interimar, pentru că apreciam că este cel mai în măsură să continue și să răspundă punctual de administrația publică locală, pentru că fusese prim viceprimar în mandatul 2012-2015, motiv pentru care am apreciat că este o continuare firească și iată și o piatră de încercare pentru a ne demonstra cum ar putea să fie dumnealui în calitatea de primar. Deci iată că, deși m-am declarat de formație liberală și în sensul acesta am și lucrat mult în Consiliul Local și știți că am făcut front comun la nivelul Consiliului Local și am fost parte din opoziție, iată că atunci când am simțit că sunt lucruri care trebuie și decizii care trebuie luate pentru Iași, din opțiunile care au fost la acel moment, am fost în acea situație. Nu regret alegerea de atunci, pentru că în felul acesta, într-un an de zile, primarul interimar a putut să ne arate cât de bine poate să conducă Iașul și ceea ce poate să facă pentru Iași. Și deși sloganul este Iașul se schimbă în bine, eu nu am văzut decât o schimbare, dar poate nu chiar atât de în bine cum se prezintă situația. Adversarii spun același lucru, contează interesul cetățenilor, interesul municipiului Iași. Ambele tabere spun același lucru în condițiile acestea. Ce înseamnă? Ambele tabere sunt în adversitate în condițiile acestea. Ce înseamnă o negociere? Cum o vedeți? Și un compromis de asemenea. Experiența mea din ultimele două mandate de consilier, unul la Consiliul Județean, unul la Consiliul Local, mi-a arătat foarte multe modificări în ceea ce privește majoritățile în Consiliul Județean, în Consiliile Locale, în ceea ce privește programele care au fost puse pe masa negocierii și susținerea fiecărui partid. Am văzut alianțe și între PSD și PNL, am văzut și alianțe între PSD și PDL, bine, acum e același lucru cu PNL-ul, dar la acel moment era diferit. Am văzut și alianțe care s-au făcut doar pe anumite obiective, așa cum a fost, de exemplu, aeroportul internațional din Iași, în care au votat toți consilierii din toate partidele. De aceea, ideea de bază în aceste negocieri reprezintă ce dorim să facem. La acest moment, ideea de a negocia cu cineva
stă numai pe proiecte, nu pe alte activități, ci doar și doar pe proiectele pe care la momentul ăsta doar PSD-ul le propune. Am văzut din partea celorlalți doar acuzații, nu și proiecte pentru viitorul mandat. Deci, în momentul în care domnul Mihai Chirica va fi primarul Iașului, el va pune proiectele pe masă și va încerca să vadă cine susține aceste proiecte. Și astfel se va crea majoritatea în Consiliul Local. Am văzut sau am asistat cu toții la începutul, în prima jumătate a acestei săptămâni, la o ploaie torențială. Multe lucruri s-au blocat, cel puțin pentru moment. Nu au funcționat lucrurile așa cum ne așteptăm să funcționeze. Avem un material pregătit, haideți să-l urmărim și apoi discutăm puțin despre ce soluții sunt, ce soluții pot fi găsite. Pietonii din Iași au reușit cu greu să ocolească șuvoaile de apă, iar pe străzile pline de apă s-au creat ambuteiaje. Asta după o ploaie care a durat doar câteva zeci de minute. Ocolim, ce să facem? Uitați-vă! Apa cred că e așa. Canalizarea este pe aici, pe undeva, dar nu este desfundată. Cum veți trece pe aici? Nu știu. Așa pe sus, prin deal, am notat. Dacă mă duc mai încolo, iar nu pot să trec. Practic, străzile s-au transformat în pârâuri, în șuvoaie, în ape. Foarte greu de deplasat prin oraș. Tot din cauza canalizării care nu a făcut față ploii, tramvaiele care coborau copoul au rămas blocate. Normal ar trebui să fie așa de greu. Sunt fund de canal din cauza intemperiilor, mai ales când e apa mare. De desubt sunt motoarele și pericol de foc, de incendiu. Oamenii au sunat la inspectoratul pentru situații de urgență, deoarece apa amenința să intre în unele case. Păi cred că am numai de ori, dau, nu mai am apă bun. Numai de ori tot o dau, mă, așa, ce să fac? Mă, tot apa în casă. Meteorologii au prelungit până astăzi la ora 21 avertizarea cod galben de ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În prima jumătate a acestei săptămâni a fost această ploaie. Explicații? Domnul Bulgariu, vă rog, încep cu dumneavoastră. Reprezentați candidatul care este și așa ocupa este această funcție. Vă rog. Chiar dacă sistemul de canalizare în Iași nu aparține municipalității, asta nu înseamnă că el nu trebuie să funcționeze. Numai că, așa cum ați văzut, în toată țara, în aceeași perioadă, și în Vrancea, și în Cluj, și în Timișoara, și în București au fost astfel de inundații, pentru că aceste averse au depășit 50 de litri pe metru pătrat, ceea ce înseamnă o rupere de norde. Eu am fost afară, m-a prins afară ploaia respectivă și era înfiorător ce tare ploua. Astfel de debite ale apelor sunt atât de mari încât canalizările nu pot face față. Iar lucrările de investiții pentru a face canalizări la acest nivel de debit sunt foarte costisitoare și economic vorbind nu se justifică, pentru că în momentul în care avem o astfel de ploaie o dată de două ori pe an, astfel încât toate aceste investiții, ați văzut, a plouat jumătate de oră cu un debit extraordinar de mare și după care în două ore lucrurile au intrat în normal. Deci, ce ne spuneți, că la următoare ploaie asemănătoare lucrurile vor fi a fost la cod, fel? Cod galben este de ploaie, deci, iar în alte părți chiar a fost cod roșu, deci nu sunt ploi normale. În momentul în care noi facem un proiect de canalizare locală, de canalizare publică pentru străzi, pentru ele se fac la un debit normal al nivelului multianual de precipitații pentru acea zonă. Exact, în momentul în care la o ploaie următoare la fel de puternică ne vom confrunta cu aceleași probleme. Da, că dimensiunea canalizărilor care este făcută este făcută la un anumit debit pe fiecare stradă în parte. Deci, în momentul în care vom avea ruperi de nori cu peste 50 de litri pe metru pătrat într-o perioadă atât de scurtă, deci a fost o ploaie de aproximativ o oră, bineînțeles că canalizarea nu va putea face față. Dacă acești 50 de litri ar fi plouat în 24 de ore... Față, iar nu. În altele nu. De exemplu, pe Bulevardul Independenței, acolo unde este trecerea de pietoni spre Spitalul Sfântul Spiridon, acolo e un loc în care nu se acumulează nici apa care să vină dintr-un deal de undeva și unele canalizări s-au înfundat, altele nu. Adică într-un loc era impracticabil și pentru mașini, iar în alt loc era
relativ... Este foarte adevărat că sunt și anumite zone de nefuncționalitate perfectă a acestui sistem, dar elementul central este modul cum aceste ploi antrenează tot ce înseamnă frunze, alte mizerii care se acumulează la un moment dat undeva și creează astfel de dopuri. Deci în momentul în care ploaia este cu un debit extraordinar, cum a fost aici cod galben spre cod roșu din ce s-a întâmplat, e normal că să apară astfel de probleme. Anca Preda. După cum vedeți, abordarea este ridicăm din numeri și spunem că dacă tot plouă o dată sau de două ori pe an, asta este, suportăm 3 ore blocarea traficului în oraș și blocarea orașului, paralizarea orașului și nu se justifică o eventuală investiție. Dar trebuie însă, să învăț o soluție, dacă... dumneavoastră ați punctat foarte bine că există niște zone cheie unde aceste lucruri se întâmplă. Din punctul meu de vedere, nu m-aș mai uita la alte orașe, cum este la București sau în altă parte și nu aș mai face niciun fel de comparație cu altă administrație, uitându-mă în curtea celuilalt, ci aș încerca să conlucrez în mod direct cu instituțiile care sunt cele care răspund punctual de această chestiune. Aș lucra cu Apa Vital, care de foarte multe ori face lucrări. Știți foarte bine de câte ori străzi asfaltate în Iași au fost blocate, paralizate, pentru că s-au suprapus alte lucrări pe diferite programe de investiții. Personal, dacă aș avea posibilitatea și mă deranjează faptul că un actual executiv nu a convocat niciodată un consiliu local pe astfel de situații de urgență pentru ca fiecare să vină și să-și dea aportul, chiar și cu o idee, dacă o anumită zonă este blocată, putem să facem și cum putem să facem să deblocăm acea zonă, să nu spunem că pentru că o singură sau o dată sau de două ori pe an plouă abundent și se depășește nivelul, ajungem în astfel de situații, pentru că din păcate clima ultimilor ani ne arată că avem furtuni așa cum nu aveam la Iași. Avem debite de apă de genul acestora care, din punctul meu de vedere, vor fi tot mai repetitive pentru că la nivel regional clima Iașului s-a schimbat. Eu aș spune așa, decât să vin și să spun că achiziționez toalete publice, 5 toalete publice de 150.000 de euro, haideți să încerc să găsesc o soluție pentru funcționalitatea directă și pentru necesitățile directe ale ieșenilor, cum este o astfel de situație. Sezonul estival ne arată că furtunile, și știm cu toții și am avut experiența anilor trecuți, descăderi bruscă de temperatură cu furtuni și cu ploi abundente, care duc, iată, la această situație de blocare a orașului. Eu cred că ar trebui, în principal, să ne axăm pe funcționalitatea, pe stricta necesitate a orașului și să preîntâmpinăm astfel de situații. De ce se adună frunze și resturi în zonele de canalizare? Pentru că salubrii nu își face suficient treaba, mai ales dacă este o perioadă în care știm că urmează să fie intemperii sau ploi abundente, pentru că aceste coduri de fie când este foarte cald sau fie de precipitații sunt anunțate de instituturile meteorologice cu o zi, două înainte. Aceste coduri galbene, cod roșu și așa mai departe. Deci iată că noi am putea să preîntâmpinăm aceste situații chiar prin niște măsuri simple de curățare perfectă a străzilor, de investiții acolo unde sunt punctele cheie și vă mai spun ceva. Să știți că și asfaltările proaste făcute sau anumite lucrări de investiții făcute, cum au fost aceste borduri sau trotuarele, au dus la crearea astfel de situații. Mi-a fost sesizată o situație în zona Piața Voievozilor. Atunci când plouă, la o zonă între blocuri, se adună atâta apă încât toată zona respectivă este impracticabilă. S-au făcut 10 de adrese la primărie și nimeni nu a venit să facă acolo o mică asfaltare pentru ca situația să intre în normalitate. Intervine, vă rog. Două lucruri vreau să spun. Consiliul Județean are în subordine Apa Vita. Ei au realizat în acest mandat aproximativ 30 de kilometri de canalizări publice pe șoselele Iașului. Ele în au realizat în municipiu Iași. Aceste canale au avut la bază studii economice, studii tehnice făcute de ei și făcute prin fonduri europene, deci nu au fost ceva local, să zicem că nu-i de luat în seamă, și au dimensionat aceste rețele de canalizare pluvială. Deci, ei au făcut pe baza unor studii tehnice pe care le-au dat cei îndriguiți din punctul ăsta de vedere, cei de la Apele Române și așa mai departe. A spune că vom face Consiliul Local pentru a rezolva o problemă de genul ăsta, dați-mi voie să trec peste. Este o chestie care are nicio legătură cu activitatea Consiliului Local și nu avem ce să facem Consiliul Local ca să vedem cum plouă. Deci ideea de bază este cei care trebuie să-și facă treaba, dar acolo unde sunt evenimente naturale
Vă întrerup o secundă. Nu se poate că să fie o astfel de evaluare. Este un fenomen care se întâmplă în Iași. Deci noi reprezentăm Iașul, noi consilierii locali, ne întâlnim, găsim soluții dacă sunt în subordinea noastră, dacă nu la instituțiile care nu sunt și mergem și... Există acele comunități... Avem acest dialog cu, prin hârtii administrativ și așa mai departe. Adică exact... Deci avem Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Avem prefectul care coordonează această activitate, care are... la aceeași masă și reprezentanța Consiliului Județean și reprezentanța primăriei și reprezentanța jandarmeriei, care într-adevăr pot interveni în aceste cazuri de urgență. Din punctul ăsta de vedere, este o disfuncționalitate a orașului, dar nu este orașul blocat sau este un cod de urgență, astfel încât toate aceste lucruri să impună alte măsuri de genul acesta. Evaluați, vă rog, trec la un alt subiect. Evaluați, vă rog, în ce măsură programul dumneavoastră, proiectele dumneavoastră sau ale domnului Chirica ar putea fi puse în aplicare dacă va câștiga altcineva primăria? Deci în cazul în care Anca Preda nu câștigă, în ce măsură aceste idei pot fi preluate de altcineva? Le puteți prezenta astfel încât să le găsească bune un alt candidat care va câștiga? Aceeași întrebare și pentru, cu sens invers, desigur, pentru domnul Bulgare. Partea bună a problemei acestor alegeri este faptul că reprezentanții partidelor și ceilalți candidați sunt oameni tineri. Mi-ar plăcea să cred că chiar dacă cumva se va păstra raportul de forțe până la urmă și că voi fi un consilier de opoziție în situația în care nu voi fi primarul municipiului Iași, mi-ar plăcea să cred că lucrurile s-au mai schimbat un pic, tocmai și pentru că avem alegeri dintr-un singur tur. Alegerile dintr-un singur tur, mă gândesc că nu vor aduce o majoritate absolută primarului în funcție. Primarului care va fi ales, nu actualului primar, ci primarului care urmează să fie ales, edilului șef următor. Acest lucru va permite, fără îndoială, deschidere... Asta se leagă cu prima întrebare legată de negocieri. Da. Are legătură și este mai bine că se și leagă și se înțelege mai bine ce am în vedere. Mi-ar plăcea să cred că noul primar va avea suficientă deschidere pentru consilierii de opoziție. Acum, ce să vă spun, am văzut... Ce înseamnă deschidere, pentru la ce vă referiți? Când spuneți că un primar să aibă deschidere către consilieri. M-am confruntat în Consiliul Local cu situații inedite. Comportamentul actualului primar interimar este ușor halucinant uneori atunci când ridicăm pe masa Consiliului Local discuții și avem discuții punctuale pe anumite proiecte. A venit și a ridicat o problemă pe un anumit proiect de hotărâre de Consiliul Local și răspunsul din partea executivului și a edilului șef să fie acela să nu răspundă la acea problemă deloc, să nu aibă nicio legătură cu acel proiect de hotărâre și să te jignească, să se ridice din sală, să plece, să aibă comportament deviant. Pentru mine lucrurile acestea nu sunt normale într-o democrație. A se face politică și nu neapărat administrație. Sigur că da. Deci depolitizarea instituției primăriei este unul dintre principalele aspecte și să se pună prioritar pe de o parte vocea societății civile. Dumneavoastră vedeți că atunci când vocea ONG-ului și-a spus cuvântul și a venit cu o petiție în fața Consiliului Local și domnul Bulgariu făcea parte din Consiliul Local atunci, tot domnul Bulgariu din acel Consiliu Local a votat împotriva replantării teilor. Pentru ca ulterior, când s-au schimbat lucrurile, să voteze pentru. Deci, iată, societatea civilă. Bulgariu să răspundă acum la provocare și eventual la provocările doamnei Preda. Vă rog. Pentru mine e foarte greu să răspund la prima întrebare, la întrebarea pe care mi-ați spus-o dumneavoastră. De ce? Pentru că am constatat că nu ne luptăm pe proiecte. Adică, nu-mi dau seama ce dorește să facă domnul Bodea în Iași, astfel încât să-mi dau seama dacă el va citi și va înțelege ceea ce vrem noi să facem. Pentru că tot ați pomenit numele domnului Bodea și pentru că nu este de față. Am văzut, nu știu dacă am observat că foarte mulți dintre contracandidați nu urmăresc programul celorlalți contracandidați, dar noi ca jurnaliști am văzut. De exemplu, la domnul Bodea, atunci când a criticat primăria și a făcut-o cam de fiecare dată, a adus la sfârșit un set de soluții. Deci, la aceste proiecte de domnul Bodea a ieșit în spațiu public cu 100.000 de fițuici denigratoare la adresa domnului Chirica, pe care biroul electoral municipal le-a declarat ilegale și trebuie să le retragă de pe piață, și a ieșit cu 1.000 de pliante în care își arată ce ar vrea el să facă. 100.000 de mizerii,
din bani publici, repet, din bani publici, că aici vorbim de o finanțare publică a campaniei electorale, și 1000 de pliante pentru a arăta ce vrea să fac. Acest lucru este foarte greu de a mă gândi dacă are capacitatea să înțeleagă ceea ce își dorește Mihai Chirica să facă în acest oraș. O parte dintre ele le va face indiferent cine va fi primar, pentru că unele dintre ele au fost demarate. Știți că, de exemplu, Mihai Chirica vorbea despre faptul că dau un contraexemplu, pentru că tot ați vorbit despre... Vorbea despre faptul că la aeroport sunt probleme pentru că sunt frunze pe pistă. Această declarație cum o găsiți? În aceeași zonă. De aceea noi vorbim aici despre alte lucruri. Dacă Partidul Național Liberal dorește să publice din bani publici, cum spuneți dumneavoastră, e alegerea lor cum cheltuie bani până la urmă. Dar dumneavoastră mi-ați pus întrebarea dacă ei ar prelua din proiectele noastre. Aceea vă spuneam că e foarte complicat să discut eu cum, ce ar vrea ei să facă în orașul ăsta dacă ei vin și aruncă doar mizerii pe piață. În momentul în care vii și arăți într-adevăr un program de guvernare locală cu cap și coadă, să vii doar să spui că să găsești anumite elemente. În momentul în care ori dumneavoastră, ori domnul Mihai Chirica, ori cineva se confruntă cu domnul Bodea, sunt perfect de acord să acceptăm până la urmă acest dialog denigrativ la adresa, sau nu, de atac cumva, dar atunci când sunteți cu doamna Predea este corect să vorbiți cu dumneai. De acord și la dumneavoastră. Vă rog. Întrebarea mie mi s-a părut generală referitor la toți contracandidații, oricare dintre ei ar câștiga. Și atunci, bineînțeles, l-am introdus în această ecuație și pe domnul Bodea, chiar dacă n-are nicio șansă. În ceea ce privește ceea ce a spus doamna Preda înainte, mi se pare că exagerează doar pentru că e campanie electorală. Adică să ai un discurs de genul comportament deviant sau atitudini halucinante este mult prea mult. Este și de aceea e greu să comparăm. Și doamna Preda, dacă vă uitați pe emisiunile pe care am fost chiar împreună în timpul mandatului, de câte ori l-a apreciat pe Mihai Chirica, comparativ cu Gheorghe Nichita, în ceea ce înseamnă deschiderea în Consiliul Local, în ceea ce înseamnă dialogul. De câte cu, ori, domnul Bugăriu? Păi, uite că o să vă din punctul dumneavoastră de vedere, scurt. Sunt multe dintre proiectele noastre care vor fi puse în aplicare de către indiferent cine vine. Avem terenurile de sport pe care le facem la școli, sunt 17 terenuri cu material sintetic care vor fi la școli. S-a dat drumul și au început proiectarea la cele 5 săli de sport la școlile din Iași. Am pregătit proiectele pentru campusurile școlare, pentru liceul pedagogic. Sunt foarte multe lucruri care deja ele au început, sunt pregătite proiecte europene, sunt investiții în derulare în spitale, la Spitalul Parhon, ambulatoriul de la Parhon, la Spitalul de Recuperare, sunt foarte multe bloc operator, ORL și așa mai departe, care oricum vor trebui duse mai departe. Și atunci nou primar nu trebuie să găsească decât sursele de cofinanțare care să asigure ca aceste lucruri să meargă. Foarte scurt, care este lucrul, din punctul dumneavoastră de vedere, cel mai bun care s-a întâmplat în ultimul an din perspectiva administrației locale și care este lucrul cel mai rău? Lucrul cel mai bun este că la nivelul administrației publice locale am avut posibilitatea să vedem ce capacități are actualul primar interimar și să ne lămurim dacă poate fi un bun primar pentru noul mandat. Acesta este un lucru bun, că am avut posibilitatea asta să vedem înainte de a se bate pentru programul său electoral. Cel negativ este că în continuare Iașul este blocat atunci când plouă. Iată, v-am dat un exemplu din ceea foarte ce am discutat. Scurt, aceeași întrebare. Cel mai rău lucru este că în Consiliul Local nu există o dezbatere, că nu ai opoziție. PNL-ul s-a subțiat foarte tare, chiar ați văzut că iar la ultima asta. Iar doamna Anca Preda nu se pregătește pentru Consiliul Local așa cum ar trebui să o facă. Din partea noastră, să spuneți lucrul acesta. Foarte urât din partea noastră. Da, pentru că au fost foarte multe proiecte de hotărâre pe care n-ați reușit să le înțelegeți. Trebuia să contracarați dumneavoastră pe proiectul de hotărâre. Îmi pare foarte rău. În care nu vă spuneți niște aberații la Consiliul Local, nu pot să vin să fac astfel. Pentru prezență am ajuns la final. Anca Preda, candidat independent, Cătălin Bulgariu, reprezentant, susținător al lui Mihai Chirica, candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al municipiului Iași. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, @digi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/vocileiașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc. Ne revedem marți la emisiunea Vocile Iașului de la ora 17:35. Seară liniștită și weekend plăcut!
Mesaj de interes public. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Fotografierea sau filmarea, prin orice mijloace, a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului la vot constituie contravenție și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Mesaj de interes public.